Zice, nu, simplificarea facțiilor, simplificarea facțiilor. Știu. Reprezentate prin litere. Bineînțeles, la punctul 1. Facem o mică recapitulare cu ședințe anterioare. În care ne vom aduce aminte, în primul rând, ce era aceea o simplificare începând cu clasa 5. De exemplu, aveam fracția 12 supra 16. Fracția 12 supra 16 și scriam sus aici, simplificat cu 4. Egal. Și veneam cu 12 împărțit la 4, adică 3, supra 16 împărțit la 4, adică 4. Și, practic, a simplifica o fracție cu un număr sau o expresie, o vedea astăzi, înseamnă să împărțim la numărul dat. Asta era o metodă de simplificare. O altă metodă de a simplifica fracțiile era, de exemplu, să calculăm cel mai mare divizor comun. Cel mai mare divizor comun al lui 12 și al lui 16. Cea mai mare divizor comun al 12 și al 16 este 4. Și dacă reușim să-l găsim, da, hai să nu zicem 12 și 16, să zicem alte fracții, cum ar veni 18 și 24. Așa. 18 și 24 putea face de dată cel mai mare divizor comun. Cel mai mare divizor comun este 6. E cel mai mare număr la care se împartă numele. Da. Cel mai mare divizor comun este 6. Și atunci, 18 împărțit la 6 vine 3. 3. 24 împărțit la 6 4. Face 4. Am uitat am la mulțire. Ce tare. Da. Păi ce să fac? Eu m-am scos că faci mintea. Am la mulțire și adunare. Bun. Însă mai avem o metodă și tot la simplificare. Exemplu, o metodă prin care noi putem simplifica prin descompunere. Să zicem că avem numerele 20 și 24. Și adică eu pot să le iau pe 20 și să descompun în produs de numere prime. 20 vine 2 ori 5, tăiem pe 0, rămâne 2, 2 și 1. Și atunci 20 ce înseamnă? Înseamnă 2 la a doua ori 5. Deci să vine 2 la a doua ori 5. 24. 24 îl împărțim la 2, 12 se împarte la 2, 6 se împarte la 2, 3, 3 și 1, iar 24 înseamnă 2 la puterea 3-a ori 3. Și acum uitați cum simplific. Îl dai pe 2 la puterea cea mai mică, îl dai de tot, 2 la 2. Aici îl dai pe 3. Și fac diferența. 3 minus 2 vine 1. Și atunci rămâne 5 supra 2 ori 3 și rămâne 6. Și asta este metoda de simplificare prin descompunere. Să știți că eu mă voi folosi de această metodă de simplificare prin acești factori comuni. Pentru că ceea ce am făcut noi în clasa a 7-a și un pic în capitolul clasa a 8-a, noi tot am învățat să descompunem expresii. Deci ideea de descompunere care avem în numere, adică scriu pe 20 ca produs de numere prime, scriu pe 24 ca produs de numere prime, și dintre puterile comune, dintre factorii comuni 2 la 2, 2 la 3, îl tai pe la mai mic și îl
îl fac pe ăla mai mare ca diferența lor, e ceea ce voi face la expres. Dar să ne aducem aminte legat de expresie acum. Metode de descompunere în factori a expresiilor. Metode de descompunere în factori a expresiilor. Adică, ce metode am văzut că avem? Avem metoda cu factor comun. Factorul comun. Să zicem că avem așa. X plus 3 pe lângă X plus 1 minus 7 pe lângă X plus 1. Cine este factor comun? X plus 1. X plus 1 vine factor comun. X plus 1 paranteză. Și acum în cealaltă paranteză voi scrie așa. Factorul de comun care rămâne. Deci pe X plus 1 îl pui în fața paranteză. Așa. În partea a doua avem factorii comuni. Aici am X plus 3 și scad pe 7. Și vin cu calcul în a doua paranteză, în paranteza pătrată. Și el este X plus 1 pe lângă plus 3 minus 7 vine minus 4 pe lângă X minus 4. Deci iată cum arată expresia noastră calculată cu factorul comun. Ce mai avem? Formule. Formule de calcul prescurtat. Asta este A, da, să nu A la B plus B. Poate. Poate trei. A plus B la A plus B la 2. Deci avem așa. Formulă pentru A la 2 minus B la 2. Care era care? A plus B pe lângă A minus B. Deci aici avem o formulă. Problema. A la 2 plus 2ab, numai că trebuie să o recunoașteți în sens invers. A la 2 plus 2ab plus B la 2, care va face A cât? B totul la 2. Vine A plus B totul la 2. Deci, tu ai formula desfășurată. Și trebuie să o vezi, să o restrângi. Da, vreau o întrebare. Care-i descompunerea în factor și care-i formula de restrângere? Băi, asta e restrângerea. Iar formula de calcul rapid e invers. A plus B la 2. Da, da. Deci descompunerea factor este formula dată invers. Da. Sau A la 2 minus 2AB plus B la 2, care este A minus B totul la 2. Deci astea trei sunt cele mai folosite. Bine, dacă voi ați, ați putea să o recunoașteți și pe aia la altă mare și frumoasă, anume, A la 2 plus B la 2 plus C la 2 plus 2AB. Ce la tot? Ai descurcat? 2BC. Nu te-ai descurcat. Ba da. Da. Egal cu A plus B plus C pătrat. A plus B plus C pătrat. A, și știu nu că... Nu știu, dar știi ce a folosit trebuie să o recunoști? Și eu zic sincer, că da, dacă o dă deodată, nu o văd deodată. Sau așa, că cum mai era așa, 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 de dacă da, așa e bine, dar dacă dă-și cu minus pe acolo, s-a dus tot. Sau cu radical, nu dai seama. Da. Eu, asta e o formulă afolisită. Nu prea am văzut-o, da. Am văzut, nu la test, am avut un sincer ăsta acasă, dar câte erau inversați. Deci, e... Bine! Stați că mai era și ceva gen cu la 3 a plus B la 3 a plus B. Da, dar nu mi-a interesat. Este 7 plus B la 3, avem formularea din clasa 9, care nu interesează. Nu, ne-a prins între 7. Să-i fie bine. 7-a? Da, dar nu ne-a prins între 7. Acum, în a 8-a, nu, dar nu așa. În a 8-a, dar nu așa. Dar nu știu cum să mai zic. Nu, alea nu. Gata, pasă să le știu. Nu vreau A plus B la 3 așa, A la 3 A plus B la 3. Nici nu aveți fișe pe alea, fișele sunt pe alea. De asta vedeți că nici nu există pe alea. Pe urmă. Mai avem însă o formulă. O formulă pentru expresia
pentru expresia, asta am făcut-o numai noi, da? AX pătrat plus BX plus C. AX pătrat plus BX plus C egal cu A pe lângă X minus X1 pe lângă X minus X, X minus X2. Unde? Da, delta este B pătrat minus 4AC. X1, 2 înseamnă minus B plus minus radical din delta supra 2A. Da? Da. Aici e când delta e mai mare ca 0. Dar AX pătrat plus BX plus C egal și cu A pe lângă X minus X1 la pătrat când delta e egal cu 0. Deci atenție, când delta e egal cu 0 e, v-am mai zis acolo poezia, dacă ați făcut pe delta egal cu 0 poți să duci liniștit la celelalte două formule de sus că le găsești în formulele de sus. Dar e un moment în care tu poți să găsești și te uiți de două ori, că înseamnă că tu n-ai recunoscut formula. Da? Iar dacă delta mai mic ca 0, nu are formulă. Dacă ai greșit pe delta, ți-ai ratat cu ultima șansă. O iei de la cap. O iei de la cap. Deci, iată, practic, delta mai mic ca 0 nu are formulă. Nu are formulă. Ăla, dacă delta mai mic ca 0, ăla așa rămâne. Nu te atingi de el, că n-ai ce să faci așa. Da. Și mai avem artificiile. Da, formule recombinate, artificiile, zic. Asta nu. Adică, unde aplicați artificiile? Pentru x pătrat plus ax plus b sau bx pătrat plus ax plus 1. Deci artificii pentru aceste două formule, da? În care vei spune suma la mijloc produs un capăt sau suma la mijloc produs un faț. Ca să vă dați seama, repet, nu faceți, da, unul trebuie să termine, unul să înceapă, fie să înceapă cu x pătrat, fie să se termine cu 1. Da? Altfel nu vă chinuiți cu sumă și produs, că ia intrați în doar. Până aici, dacă am fost suficient de cum. Deci, iată câteva chestiuni, noi le-am făcut așa pe bucățele. Am făcut ecuații, vreau, am mai făcut și descompunerea. Acum, vreau să facem expresiile astea, să ne ia. Nu mai trebuie mai de funcție, până la... Vă predați funcții? Nu, așa nu mai dă. Da, mai trebuie să fac expresii și pe mâine. Mi-a zis că vei predă funcții. După calcul faceți expresii, după expresii faceți funcții, după funcție faceți ecuații și se termină. După vacanță. După vacanță. Da, în felul. Adică după semestru. Ideea este, poate reușim să facem expresii înainte de vacanță. Ca să vorbim ca din ianuarie să facem nouă. Iar eu, după ce termin expresiile, îmi sunt în genul scris. Da, nu, las un pic funcțiile la școală. Deși și la funcție, am 10 puncte, pe rea te spun. 10 puncte? 10 puncte, care ai și de ai 5, ai 10 puncte. Deci, ce înseamnă de nouă? Ce înseamnă nouă dacă rea? Da, 5 puncte expresie, 10 puncte funcție. Câți copii sunt în față? Vor fi de 5 puncte, 30 copii. Bun. Punctul 2. Da, vreau să vă spun, dar asta cu 5 puncte copii, e la tot lumea de aici, afară de mine. Pentru că eu dacă rămân la arte, nu vin nimic. Mai discutăm acolo. Da, tu vrei să vrei la arte? Să aduc aminte de Roxy? Roxy, care era tot la muzică și era la Roxy. Da, ești sigur că aia să mă... Da. Bine. Ea noi a mers la concurs la Târgu Mureș cu pianul și ea a s-a dus în cameră, Roxy, să
știu pe un profesor din asta care e dat o da, nu. Și din alea. Zice. Da, eram fără cu seama. Cum se descompun? Descompunerea expresiei, simplificarea expresiei. Simplificarea fracțiilor raționale. Reprezentate prin litere. La regulă e ca la orice simplificare, pentru a simplifica o fracție rațională cu un factor dat, un factor dat. Se împarte expresiile, se împart expresiile de la numărător și numitor, de la numărător și numitor, la factorul dat. Să zicem că avem 4x la 7, y la 5, supra 2x la a 3, y la 8. Și vreau să simplific această expresie cu 2x pătrat y. Păi pur și simplu deci, împart. De ce nu cu 2x la 3? Aici e un factor. Aici deocamdată e un factor dat. Bineînțeles că pot să simplific cu mai mult. Dar să aducem aminte cum facem împărțiri. Păi bine, cu 4 împărțit la 2. Am făcut un 2. X la 7 împărțit la x la 2, se copiază x și se scad exponenții, 7 minus 2, 5. Y la 5 împărțit la y, vine y la 4, supra, și vine 2 împărțit la 2, 1, adică nu mai scriu. X la 3 împărțit la x la 2, vine x, și y la 8 împărțit la y, vine y la a 7. Vă aduc aminte că y înseamnă y la 1 și scad pe 8 minus 1, adică vine y la 7. Practic, asta e, să zicem așa, o împărțire. Numai că de cele mai multe ori, la simplificare, așa cum știți de la fracții, nu se dă factorul dat. Când nu se dă factorul dat, avem o problemă. Da? Trebuie să găsim noi cu cât simplificăm. Și regula de simplificare este, în cazul ăsta, simplific prin puteri de mai mici. Da? Zicem, observații. Dacă factorul dat nu există, atunci descompunem expresiile în produs de factori ireductibil.
și simplificăm factorii comuni. Și simplificăm factorii comuni. Cu exponenții mai mici. Simplificăm factorii comuni cu exponenții mai mici. Deci să zicem că vă dau o expresie gata transformat în produs de factori. X plus 2y la a 3a, x plus 2y la a 3a, pe lângă x minus y la a 4a, adică pot să am și un coeficient în față, 3 pe lângă x plus 2y la a 3a, pe lângă x minus y la a 4a, supra 6 pe lângă x plus 2y la a 2a, pe lângă x minus y la 7. Mă uit pe numere, îl am pe 3, îl am pe 6, îl simplific pe 3 cu 6, prin 3, da? Nu mai scriu aici că simplific cu 3, scriu un rezultat împărțirii, 3 împărțit, ții minte că se simplifică cu 3, 3 împărțit la 3 vine 1, 6 împărțit la 3 vine 2. Pe urmă, tot factor comun, este x plus 2y la a 3-a, x plus 2y la a 2-a. Îl dai pe ăsta puterea mai mică, x plus 2y la a 2-a. L-am tăiat pe tot. Iar din coace tai numai puterea mai mare și fac diferența puterilor. 3 minus 2 a venit 1. Am x minus y la a 4-a, am x minus y la a 7-a. Îl tai pe ăsta cu puterea mai mică, l-am tăiat tot. Iar aici puterea a 7-a o tai și scriu rezultatul diferenței puterilor, 7 minus 4, 3. Și atunci răspunsul nostru este așa. X plus 2y, ce rămâne aici, care e la puterea 1, dar dacă e la puterea 1, nu mai scriu, supra, aici punem un 2, pe lângă x minus y, și ne rămâne puterea 3. 2 pe lângă x minus y la puterea 3. Iată o simplificare, numai că în această simplificare mie factorii deja, expresiile erau gata descompuse. Problema e că expresiile mele nu prea arată deloc descompuse. Și de momentul ăsta o să am nevoie să le descompun eu. Să zicem, să se simplifice expresia x pătrat plus 4x plus 4 supra x pătrat plus 6x plus 8. Păi, ia să vedem. Cum facem? Sus recunoaștem formulă. X pătrat plus 4x plus 4 este... Cât? X plus 2 totul la a doua. Deci aici avem pe x plus 2 totul la a doua. Din coace însă recunoaștem ce? Este expresie cu sumă și produs. Produsul 8 și suma 6. Ce numere mulțite fac 8 și adunate 6? 4 și 2. Și atunci care e descompunerea acestei expresii? X plus 2 pe lângă x plus 4. O să o fac direct acum. Ideea este că 6x îl desfac ca 2x plus 4x, grupez. Da. Dar acum, dragilor, cel puțin în perioada asta de expresii, la examen, însă, cum veți face? Le luați separat. Și da, și la examen faceți separat. Băi, s-ar putea să-mi, Doamne ferește, bată-n lemn. S-ar putea să-mi greșești expresii. Dar pe barem apare așa. Cine recunoaște x pătrat plus 4x plus 4, că este x plus 2 totul la a doua, un punct. Faptul că este pe așa sus, o e la punct. Cine recunoaște că, cine scrie că x pătrat plus 6 x plus 8 face x pătrat plus 2 x plus 4 x plus 8 și grupăm primul cu al doilea, al treilea cu al patrulea, x pe lângă x plus 2 plus 4 pe lângă x plus 2, asta e 2, vreau să iasă,
Așa. Și vine iarăși factor comun pe x plus 2 pe lângă x plus 4 încă un punct. Deci așa vă vreau, dragilor. Ai luat formula și ai scris-o separat. Nu o pui direct în exercițiu. Da? Pentru că avem punctaje parțiale. Orice formulă ai recunoscut acolo, mi-ai scris-o separat. Și pe urmă le înlocuiești, da? Ai o formulă mai mare, 2x pătrat minus x plus 1. Asta nu e cu, pui delta, egal cu a pe lângă x minus x1 pe lângă x minus x2. Ai pus delta, ai calculat x1, x2, ai înlocuit, ai pus, ai finalizat. Totul separat. Te foaie. Te foaie de exemplu, da? Deci, chiar dacă nu știi să o faci toată expresia, tu deja vei câștiga un punct, două, trei, luând numai formulele astea separat din expresie. Și totul se pune separat. Am înțeles? Deci, punctajele, v-am zis, e expresie, 5 puncte, le vreau pe toate 5. Dar, ca să fim siguri, pentru că dacă îngușești expresia de la început, s-ar putea să primești 0 puncte. De ce să primești 0 puncte dacă tu recunoști că x pătrat plus 4, x plus 4, face x plus 2, la 2. Deci, am descris totul separat. Da? Bun, și atunci zicem, am ajuns pe x plus 2 totul la a doua supra x plus 2 pe lângă x plus 4. Factorul comun este x plus 2, aici vine x plus 2 la 1, tai pe x plus 2, ăsta tai tot, că e la 1. Aici tai numai puterea a doua și mă gândesc așa, e 2 minus 1 ăsta de aici, care nu e scris, și rămâne 1. Și atunci vine x plus 2 supra x plus 4. Da? Noi o să facem însă direct toate chestiile astea. Vreau să-mi recunoașteți expresia deodată. Alt exemplu. X pătrat plus 7x plus 6 supra 2x pătrat plus 3x plus 1. Este expresie cu sumă și produs. Aici este produsul, suma la mijloc. Și aici avem tot expresii cu sumă și produs, suma la mijloc, produs în capăt, da? Ce numere mulțite fac 6 și adunate fac 7? 6 și 1. 6 și 1. Și atunci are descompunerea este cât? Este a doua plus... Nu vreau rezultatul direct. Dacă e plus 6 și plus 1 și pui x în față. X plus 6 pe lângă x plus 6 pe lângă x plus 1. Așa este. Numele sunt 6 și 1 și atunci vine x plus 6 pe lângă x plus 1. Ia să vă văd. Suma 3, produsul 2. Suma 3, produsul 2. Da, deci produsul 2 și 1, da? E, cum iese aici? Dacă numele sunt 2 și 1, 2 și 1 le așez în... Nu, aici se așează în toate se termină cu 1. Că ăsta e 1 care e fixat. E 2x plus 1 pe lângă x plus 1. Deci numele astea 2 și 1 vin în fața lui x. Aici la problemă. La aici numele 1 și 6 vin în coadă. Pe când din coadă vin în față. Da? Și atât descompun. Bineînțeles că voi ne argumentați. Mai este. X la care? Da, mai simplificăm, sigur că da. X plus 1 cu x plus 1. Și vine x plus 6 supra 2x plus 1. Da? Dar ce vreau să zic? Toate astea, repet, mi le faceți separat la examen. Ai pus produsul 6 suma 7, l-ai desfăcut pe 7 ca 6 plus 1 și zicem x pătrat plus 6x plus 1x, adică plus x plus 6, ai grupat de câte 2, x pe lângă x plus 6, plus paranteză x plus 6 și ai zis x plus 6 pe lângă x plus 1. Da? Din coace, 2x pătrat plus 3x plus 1. 2x pătrat plus 3x plus 1. Numerele sunt 2 și 1, tot așa desfac mijlocul în 2x plus x, vine 2x pătrat plus 2x, adică plus x plus 1,
Tot așa grupăm primul cu al doilea, treia cu al patrulea, 2x factor comun, 2x pe lângă x plus 1, plus paranteză x plus 1, și el vine x plus 1, în paranteză, pe lângă 2x plus 1. A, iată, practic, cât este calculul ăsta. Am înlocuit, am simplificat și mi-a ieșit. Am nevoie să faceți aceste simplificări. La odică v-am spus, de data asta le facem chiar direct. Da? Și unde nu știm direct, le trecem prin delta. Da? Deci unde ne împotmolim, punem formulă cu delta. Cam asta ar fi, dragilor.